și mai multă prudență acum pentru el, cel de mijlocaș central defensiv. Aici poziția bună pentru Cisotti. Cisotti este în plasa laterală și apoi în spatele porții. Iese Dumităr, autorul singurului gol marcat în această partidă, cel puțin deocamdată, dar și autor al unor ratări importante, ca și asta a lui Cisotti. În partea cealaltă însă,